În ultimii 5 ani, atacurile animalelor sălbatice, în special ale urșilor, în zona de vest a județului Vâlcea s-au înmulțit îngrijorător. Ultimele incidente au fost raportate chiar în cursul acestei săptămâni în satul Cerna din comuna Vaideeni. În păcate, weekendul acesta avem 3 atacuri de urs. La 2 au găsit deja cadavrele, una o caută încă, o vacă dispărută pe praici de reci. Mai mult ca sigur, și aceasta este tot atac al urșilor. În păcate, anul acesta avem peste 20 de cazuri de atacuri de urs în mai puțin de o lună jumătate. Atacurile sunt urși care sunt stabilite pe zona montană, sunt foarte mari. Într-adevăr foarte mari și prezintă pericol inclusiv pentru oamenii care sunt în zonele montane la stâlp. La ultimul atac au fost descoperite urme de urs. Cel mai probabil se încearcă obținerea unei autorizații de relocare a animalului sălbatic în condițiile în care nu s-a înregistrat niciun atac la adresa oamenilor. Localnicii se plâng însă că în ultimii ani sunt terorizați de urși în mod principal, care le atacă animalele aflate la pășune, în grajduri, chiar și în curți, vite, oi și porci. Deci aseară, când ne întorceam cu vacile de la pășune, o vacă, mergând pe o trecătoare, de fapt cât au fost mai multe, ultima, un urs a tăbărât pe ea. A început, s-a auzit zgomot urât, aceasta s-a întâmplat mai sus de locul unde suntem. Noi când am venit și am putut să îndepărtăm ursul, am găsit-o aici, era moartă și băgată sub acest lemn. Vorbim de un urs de dimensiuni foarte mari, dacă spuneți că... Putut, este o vacă oricum, peste 500 de kilograme. Dacă pot să o scoată de sub lemnul ăsta și să o ducă întreagă mai departe, moartă, că vie, mai fuge animalul, se mai rostogolește, e ceva, dar aici, după cum vedeți, nu mai este nimic. A luat-o și, de regulă, ei o duc în groapă, se vede urma pe aici, pe unde a tras-o în jos. Deci problema urșilor este o problemă generală, dar care credeți că ar fi soluțiile pentru a evita acest lucru? Ce să spun, soluții, numai cei care răspunde fauna respectivă să găsească soluții. Noi paștem animalele, dacă ne atacă, n-avem ce-i face oricum. Din fața stânii a dat cu petarde, 8 petarde și n-au fugit. Sunt domesticiți. Primarul Daniel Băluță face un apel către autorități să se găsească o soluție, pentru că oamenii din Vaideeni sunt terifiați și îngroziți. Din punctul meu de vedere, ar trebui restabilit echilibru. Deocamdată, soluțiile care ne sunt la îndemână sunt să convocăm instituțiile abilitate, să convocăm fondurile de vânătoare, să îi speriem, să îi relocăm, dar astea sunt doar soluții provizorii. Și nu e teamă, dar nu avem ce face. Trebuie să suportăm consecințele. A început să vină și în sat și pe pășune, ne-au luat animalele, mie mi-a luat o vacă, la prietenul meu ăsta alta, ieri a luat la altcineva. O să ne mănânce și acasă, nu avem siguranță să mergem nici pe drum, nici să mergem la munte sau eu știu pe drumuri, că ei sunt peste tot. M-am întâlnit cu el, era la 30 de metri de mine. Am fugit. Ce era să fac? Potrivit legislației, intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în interiorul localităților se efectuează gradual. În primă fază se va încerca îndepărtarea animalului prin diverse mijloace. În cazul în care exemplarul îndepărtat prin alungare revine în mod repetat, echipa de intervenție procedează la intervenția prin tranquilizare și relocarea acestuia.